Târgul de Crăciun din Piața Constituției a strâns și anul acesta încă din primele zile foarte mulți vizitatori. Acesta este la ediția cu numărul 16. Oamenii se pot bucura de un brad înalt de 30 de metri decorat cu mii de beculețe. Foarte frumos târgul acesta de Crăciun. Bem un vin fiert, ne simțim bine, suntem cu familia, cu toți cei dragi și ne bucurăm de minunata vreme. În târgul de Crăciun din Piața Constituției sunt peste 130 de căsuțe ale meșteșugarilor. Cele mai căutate sunt preparatele culinare. Avem pomana porcului, doar din porc românesc, pastramă de berbecuți, fasole ahnie. Avem cartofi proaspeți prăjiți în untură, care sunt foarte, foarte căutați, și varză călită. Pe lângă preparatele gastronomice se pot găsi și produse cosmetice, un cadou potrivit pentru cei dragi în perioada următoare. O cremă de mâini deosebită cu ulei de avocado avem, un balsam de păr, care iar ajută foarte bine părul în perioada rece, și un unt de corp, cu lavandă, de exemplu, catifelează foarte bine pielea. Târgul de Crăciun din Piața Constituției va fi deschis până pe 26 decembrie.